Salut! Sunt Roxana. Sunt, în primul rând, mamă a 3 copii. Sunt inginer. Dar rolul meu principal, din punct de vedere profesional, este de medic primar neurochirurg în cel mai mare centru de tratament al durerii din Germania, în Mainz. Acolo am implementat și primul protocol de tratament digital pentru pacienții ce vor fi operați la coloana vertebrală. De asemenea, sunt expert evaluator pentru Comisia Europeană în ceea ce privește proiectele de cercetare disruptivă în medicină și sunt membru al Facultății de Longevitate Sănătoasă în cadrul Health Captains Institute. Împreună cu Health Captains Club în Germania, am organizat anul trecut, în Frankfurt, primul eveniment, tema longevității, în octombrie. La începutul acestui an, am creat 5P Future of Health Investment Fund, cu focus pe longevitate. Dar visul meu s-a născut la țară, nu departe de aici. Într-un sătuc mic, de vreo 500 de locuitori, unde petreceam verile cu bunica, umblam de sculță în iarbă și aveam o căsuță mică de voioagă, de vreo 9 metri pătrați. Un pat în stânga, unul în dreapta, o ferestruică la mijloc, sub ea o măsuță. Nu aveam nici apă curentă, în schimb aveam un pâriaș în capătul grădinii. Dar nu le lipsea nimic. Eram acasă la toată lumea. Nu aveam lacăte la uși, pentru că nu știam ce e răul. Acolo, atunci, eu, micuță fiind, că nu eram nici la școală, le promiteam acelor oameni dragi că nu-i voi mai lăsa să moară. Și stau astăzi aici, în fața voastră, cu același vis. Dar voi, oare voi vă doriți să trăiți veșnic? Do you want to live forever? Do you want to live forever? Am pus această întrebare foarte des. Pentru că era important pentru mine să înțeleg ce își doresc oamenii, pacienții, ei fiind motorul pentru care am făcut medicină. Și, într-adevăr, am primit foarte des răspunsuri ușor ironice, câteodată arogante, cu ochii dați un pic peste cap. Nu, Roxana, fii serioasă, cum să ne dorim așa ceva? Să stau agățat de un echipament medical într-un scaun cu rătile, poate să nu mai știu de mine? Nu, fii serioasă, nu. Nu vreau asta. Dar parcă în Baspe era întotdeauna despre tinerețe fără bătrânețe și nu despre a sta atârnați de acele echipamente medicale, tuburi, toate cele ani în șir într-o stare de sănătate deplorabilă. Începem să ne temem de medicina tradițională care a ajuns să consume resurse enorme pe toate planurile, de la cel emoțional până la cel financiar, pentru a ne menține în viață într-o stare deplorabilă pe care nu ne-o dorim. Ei bine, e timpul să refocusăm pe longevitate. Pentru că intuitiv a fost mereu vorba despre health span și nu despre life span. Health span este perioada de viață pe care o trăim fit, dinamici, activ. Ne bucurăm, ne bucurăm de viață. Lifespan, foarte simplu, de la naștere până la moarte, incluzând perioada mai scurtă sau mai lungă de final cu boli cronice. Ok, let's talk
longevity, the facts, not the fiction. Pentru că medicina longevității câștigă tot mai mult teren. Ca o nouă ramură de sine stătătoare, o nouă specializare. Dar ca să ajungem să o practicăm, trebuie să înțelegem mai întâi procesul de îmbătrânire. Știința ne ajută în sensul ăsta. Au fost definite în ultimii ani 12 caracteristici științifice ale îmbătrânirii. Acestea sunt instabilitatea genomică, scurtarea telomerilor, modificări epigenetice, dereglarea căilor de semnalizare intracelulară, disfuncția mitocondrială, senescența celulară, epuizarea celulelor stem, alterarea comunicării intercelulare, rigidizarea matricii extracelulare, disfuncția mecanismelor de autofagie, disbioza microbiomului și alterarea proteostazei. Știu exact la ce vă gândiți. Sună complicat, complicat spre imposibil. Dar nu e chiar așa. Și de aceea stau eu aici acum. Să vă arăt că există o dimensiune direct, acționabilă și accesibilă tuturor a longevității. În sensul ăsta ne ajută Stanford Center on Longevity, care a definit câțiva piloni ai longevității. Am să încep cu cel mai important, cel mai bine studiat și pilonul cu poate cel mai mare impact asupra sănătății și longevității noastre, exercițiul fizic. Acesta influențează pozitiv funcția mitocondrială și stimulează autofagia. Știm că pe măsură ce îmbătrânim, începând cu vârsta de 30 de ani, pierdem în jur de 5% de masă musculară pe deceniu. Iar după 50 de ani, pierdem în jur de 1 până la 2% de masă musculară pe an. Cu un stil de viață normal, atenție. Dar ce se mai întâmplă? Pierdem amplitudinea mișcărilor și capacitatea de coordonare a mișcărilor complexe, devenim nesiguri și rigizi. Și ca să vă ofer doi parametri să vedeți unde vă situați din punct de vedere fizic, cu rol în longevitate, vă voi numi forța de prindere, puteți să stați 20 de secunde atârnați de o bară. Al doilea parametru, capacitatea aerobă maximă, acel VO2 max pe smartwatch. Bine, pe smartwatch el este orientativ, nu este atât de precis, dar totuși oferă o nuanță. Ei, ca să ajungeți la 75 de ani fit, activ și dinamici, trebuie să vă situați acum la nivelul poate de jos al unui sportiv de performanță cu acel VO2 max. Așa că la treabă. Al doilea pilon despre care voi vorbi este nutriția. Și știm deja că nutriția modulează expresia genetică, există acea nutrigenomică, o nouă direcție de studiu. Știm de asemenea că o dietă bogată în omega-3 și fibre reduce inflamația, inflamația care devenind cronică duce la inflammaging, accelerarea proceselor de îmbătrânire. Ce mai știm este și că restricția calorică și intermittent fasting optimizează sensibilitatea la insulină și activează căi celulare de reparare a ADN-ului. Foarte interesant de asemenea de știut este că o dietă bogată în probiotice și prebiotice are un rol protector împotriva bolilor inflamatorii și metabolice, dar ajută și la prevenția depresiei. Brain-gut axis, despre care se vorbește tot mai mult. Despre rolul nutriției în diabet și obezitate, cred că nici nu are sens să mai vorbim în detaliu. Ca și o recomandare, dieta mediteraneană. Ați auzit cu siguranță și în reportajele despre Blue Zones.
este actualmente cea mai bună. Următorul pilon, deseori neglijat al longevității, este somnul restaurativ. Somnul are rol în detoxifierea cerebrală și regenerarea tisulară. De asemenea, ne protejează telomerii. Are rol în reglarea funcției imunitare, în reglarea apetitului. În momentul în care avem o deficiență de somn cronică, ne este mereu foame, dar menține de asemenea și echilibrul hormonal. Ultimul pilon, poate cel mai surprinzător al longevității, este angajamentul social, noțiunea de purpose, scop în viață, de a aparține unei comunități și a fi util societății, precum și relațiile sociale armonioase, amână instalarea bolilor cronice, ne mențin fit, activi. Mecanismele sunt complexe și încă puțin înțelese, dar rolul psihoneuroimunologiei devine din ce în ce mai evident. Ce observăm? Este de fapt vorba de emergența unei lifestyle medicine și suntem de fapt cu toții implicați în lifestyle. Tot timpul. We are all in. All the time. Implicați în sănătate. Pentru că tot ceea ce ne înconjoară, de la poluanți, patogenii la care am fost expuși, explozia solară la care am fost expuși fără să știm în concediu, chimicalele pe care le folosim când curățăm acasă înainte să vină mama soacră, dar și beția de sâmbătă seara și cheful de acum 2 săptămâni și ăla de acum 3-4 și celălalt și tortul de la ziua de naștere de 5 ani pe care l-am primit de la bunica și ăla de la 6 ani, 7, 8, 9, 10, 18. Am învățat să ne recompensăm făcându-ne rău, accelerând îmbătrânirea punctual de fiecare dată și ne mai și bucurăm de asta. Așadar, tot ceea ce ne înconjoară, la ce suntem expuși, expozomul, luat într-o ecuație, împreună cu genomica, proteomica, metabolomica, acele omics, despre care auzim tot mai des, cu ajutorul inteligenței artificiale, vor da naștere unei medicini proactive, personalizate, preventive. De fapt, este fundamentul pe care am creat 5P, Future of Health Investment Fund. Prediction, prevention, personalized, participative, pentru că suntem o echipă, pacient-medic, și prolonged health, longevity. Nu am învățat despre astea la școală. Nu am învățat nici în Belgia, nici în Franța, nici în Germania, unde am fost cu bursă. Și nu se învață nici astăzi prea multe. Prevenția e mai mult o zicală, sună bine, și în mod practic se referă în cel mai bun caz la o detecție în stadiu precoce a patologiilor. Dar iată că suntem acum în punctul de inflecție al evoluției medicinei, de la reactive sick care la proactive health care. Iată ce urmează. Reprogramarea genetică, utilizarea senoliticelor, o nouă clasă de medicamente, profilarea genetică și epigenetică, cu ajutorul inteligenței artificiale vom utiliza big data pentru a face în sfârșit predicții personalizate și a genera planuri de prevenție. Iar medicul viitorului va fi un fel de concierge al sănătății. Nu vom mai aștepta să devenim bolnavi pentru a merge la medic. El ne va ajuta să nu ne mai îmbolnăvim. Activ, proactiv, împreună,
teamwork. Și noi vom profita de aceste tehnologii despre care am vorbit, pentru că ele deja sunt în testare pe subiecți umani. Și copiii noștri, cu siguranță, vor avea acces la ele. Și vă spuneam la început că sunt mama a 3 copii. Am 2 fetițe gemene de 7 ani și un băiețel de 5 ani. Și când le-am născut pe fete, erau atât de mici încât încăpeau pe pieptul meu, deodată, sincron, acolo. Și le țineam mult timp în brațe, pentru că era locul unde ele erau în siguranță și nu mai plângeau. Și eram învăluite de o iubire nemărginită, necondiționată, incredibilă. Dar la un moment dat, un gând sumbru își făcuse loc în mintea mea, ținându-le în brațe. Că voi îmbătrâni. Ele vor vedea asta. La un moment dat, voi muri. Și le voi lăsa singură. Și ele mă vor pierde. La fel cum și noi vom pierde sau ne-am pierdut părinții. Și atunci mi-am dat seama că singurul lucru pe care pot eu să-l fac este să am grijă de sănătatea mea ca să câștig timp pentru noi împreună. Cu fiecare acțiune, în fiecare situație a vieții mele, pun sănătatea pe primul loc. Și în gând atunci, ținându-le în brațe, le-am făcut lor o promisiune, că nu mă las pe mine cât pot de mult. Nu mă las pe mine să mor, să fiu cu ele. Eu, ca mamă și ca medic, sunt all-in pentru sănătate. Și vreau ca și voi să fiți all-in pentru sănătatea voastră în fiecare moment, înainte de fiecare alegere, în fiecare situație din viața voastră, ca să câștigați timp pentru vise, timp împreună pentru iubire, timp pentru viață. Mulțumesc!